parte cu un interviu cu Andreea Hanca, soția fotbalistului Sergiu Hanca, mare foarte puțin până își va ține în brațe al treilea copil după o sarcină care a dat mari bătăi de cap. Chiar pe ultima asta de metri. E posibil și acum să se întâmple, adică acum două săptămâni am ajuns chiar la spital într-un pretravaliu și am reușit să-l oprim la timp, că era mult prea devreme. Însă îl simt că e nerăbdător bebe și vrea să vină, nu mai are stare. Vrea să vă cunoască. Da, cum, da. Cum ești tu? Ea treia sarcină, dar înțeleg că tot sunt emoții, tot e nou. Am crezut că o să fie floare la ureche a treia, dar nu a fost deloc așa, a fost cea mai dificilă, să spun. Am întâmpinat și niște probleme de sănătate, au trecut, acum se mai fac resimțite doar prin faptul că sunt epuizată. Vreau doar să dorm și să stau în pat toată ziua, dar nu pot să fac asta pentru că Zian și Medea mă țin în priză, chiar și acum ei n-au cum să înțeleagă și dacă le spun mami stă în pat, de ce mami stă în pat? Mami e supărată, dar nu mai are energie. Și explica asta unui copil de 4 sau de 2 ani. Și îi trag de mine ca să fiu cât de cât activă. Când l-am cunoscut pe Sergiu, primul lucru, după ce mi-a spus că își dorește să întemeieze o familie cu mine, mi-a spus vreau un băiat și două fete. Și după ce a venit Medea, am zis ok, avem pereche, e perfect. Numai, suntem foarte împliniți cu ei doi. Și al treilea a venit așa, ca un miracol în viața noastră, deci e posibil să fie la cererea lui tati. Sergiu a renunțat cumva la Polonia și la contactul de acolo pentru micile probleme pe care le-ați întâmpinat. Înțeleg că el este sprijinul, el este omul de bază. Noi de la bun început am pornit împreună la drum ca o echipă și în momentul în care au apărut problemele, am zis ok, ce facem, echipa ar trebui să se destrame și cam două zile am avut așa dispoziție să ne gândim ce decizie să luăm și el a zis ok, eu vreau să fiu lângă tine, vreau să continuăm așa cum am început și dacă asta s-a întâmplat, spune că Dumnezeu vrea ca eu să fiu lângă tine. Povestește-ne puțin despre începuturile voastre, cum v-ați cunoscut, cum a fost povestea voastră de dragoste. Chiar ne gândeam, pentru că săptămâna trecută am făcut 8 ani de când suntem împreună și el mă cunoștea cu 5 ani înainte să ne cunoaștem. Mă știa dintr-un anturaj de prieteni comuni, eu nu-l știam pe el. Și el de timp de 5 ani m-a urmărit pe rețelele de socializare, apoi ne-am cunoscut. Și ne gândeam, tu mă știi de 13 ani, adică wow, 13 ani. De 8 suntem împreună și suntem un cuplu care încă simte că, eu simt că pe Sergiu l-am cunoscut ieri și sunt la fel de îndrăgostită de el și el de mine și am reușit să ne păstrăm așa flacăra asta, poate și din pricina meseriei lui și noi tot timpul am avut, din 2 în 2 ani au venit copii, adică am fost așa, mereu s-a întâmplat câte ceva, n-am avut timp să ne plictisim, să stăm, să avem o zi să spunem, vai ce m-am plictisit astăzi.